Bună ziua! Mulți dintre dumneavoastră vă întrebați că de ce când stropim cu atomizorul trebuie să punem cantitate dublă de substanță. Ei, eu astăzi o să vă explic de ce facem acest lucru. Avem aici produsul Antracol, o să vă dau un exemplu, și el scrie clar pe el că merge 2 kg la hectar, norma de stropit la hectarul viței de vie este de 1000 de litri de apă. Ei, noi dacă avem un hectar de viță de vie, o să vedeți că dacă stropim cu pompa manuală sau cu tractorul, o să băgăm în jur de 900-1000 de litri de apă. Ei, dacă eu acel hectar de vie îl stropesc cu atomizorul, eu cu vreo 400-500 de litri de apă termin hectarul acela de vie. În schimb, substanța rămâne tot de 2 kg. De aceea, noi trebuie să punem substanță dublă la atomizor. Practic, nu punem că e atomizor sau... Deci, aia e substanța pe suprafața care o avem noi de viță de vie, suprafața de un hectar. De aceea, substanța la atomizor vine dublă. Vă mulțumesc și sper că ați înțeles ceea ce v-am explicat. Vă aștept cu alte întrebări dacă nu sunteți lămuriți. Și aștept să vă abonați la canalul meu pentru a vă ține la curent cu cât mai multe video care vă sunt folositoare dumneavoastră. La revedere și să aveți o zi frumoasă!